Europa FM, la această oră începe o nouă ediție a emisiunii Interviurile Europa FM. Emisiune transmisă în direct pe postul nostru de radio, pe pagina noastră de Facebook, dar și pe interviuri.europafm.ro. O poveste unică despre voință și spirite puternice, scrisă cu ajutorul Dedeman. Invitația Ancăi Grădinaru sunt trei dintre membrii echipei României la Jocurile Invictus și coordonatorul proiectului, colonelul Nicolae Angelescu. Bun găsit, Anca! Bună ziua, bine ați revenit la Interviurile Europa FM. Astăzi, în deschiderea unui nou sezon al Interviurilor Europa FM, îi avem invitați pe domnul plutonier Ionuț Butoi, dublu medaliat la Toronto cu aur și argint la Jocurile Invictus, cum spuneam, la tir cu arcul, pe Eugen Pătru, finalist la tir cu arcul olimpic, și pe maiorul Laurențiu Șerban, medaliat cu bronz la atletism. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și, evident, pe coordonatorul proiectului, domnul colonel Nicolae Angelescu. Bună ziua! Domnilor, sunteți pentru prima dată în studioul Europa FM, dar ascultătorii vă cunosc deja, pentru că v-au auzit din reportajele pe care le-am difuzat la lumea Europa FM. Înainte de plecarea în Canada, majoritatea membrilor echipei mi-au spus că pregătirea pentru această competiție, care tinde să devină globală, i-a schimbat în bine. Cum v-a schimbat? Vă rog. Sunt domnule Butoi. Plutonier Butoi, Ionuț Claudiu. Ne-a schimbat pentru că prin acest proiect am putut face sport, ceea ce este foarte important, cel puțin pentru mine. Mă deplasez într-un scaun cu rotile. Și ne-a schimbat mentalitatea, ne-a schimbat, modul de a gândi. Adică? Să încercăm să fim întotdeauna o echipă, toți care suntem, să fim toți militarii răniți, să fim uniți și cel mai important este că din 180 ne-am strâns 33, ceea ce este foarte important. Din 180 de răniți. Din 180 de răniți, să ne strângem 33 este foarte important. Eu sper să fim cât mai mulți pe viitor. Și locurile pentru participare să fie mai mare, numărul. Și ce să spun, cam destul de greu, antrenamentele. Important este că au dat roade, că am putut câștiga și medalii. Și felicit pe toți camarazii, chiar dacă nu au luat medalii, îi felicit că au fost acolo, au dat tot ce au putut din ei. Și nu am fost ultimii. Dumneavoastră ați plâns după ce ați câștigat medalia de argint și apoi pe cea de aur și ați menționat numele camarazilor decedați în teatre, pe cei 29. Ați spus că vă gândiți la ei și la tatăl dumneavoastră. Da, este normal pentru că trebuie să menționăm că datorită lor am ajuns la aceste jocuri, pentru că dacă nu aveam decedați, probabil că nu eram invitați. Și este normal ca primele medalii să le dedicăm lor. Sunt foarte importante. Întotdeauna m-am rugat după fiecare tragere de 5 săgeți, de 5 serii, m-am rugat pentru ei să mă ajute la acolo de sus. Și se pare că mi-au dat inspirație și putere să pot ajunge acolo. Domnule Pătru, îmi spuneați înainte de competiție că vă face extraordinar de bine să vă mobilizați din nou, să faceți sport. Mi-ați spus că ați încercat și cu probal de not și că tirul cu arcul v-a pus din nou în priză. Da, chiar mă liniștește tirul cu arcul la antrenamente, sunt foarte liniștit. Dacă am o problemă acasă sau ceva în genul, mă duc la antrenament și mă liniștesc acolo singur. Chiar e destul de ok, este un sport individual. La proba de not am avut probleme cu timpanul de la urechea dreaptă. L-am fisurat și, din păcate, nu pot să stau foarte mult în apă, amețesc. Îmi pare rău că nu m-am urcat pe podium anul acesta la Toronto. Aveam și un tricou pentru un camarad al meu. Dar sper ca la anul să mă urc pe podium. Laurențiu. Spre deosebire de colegii mei, eu sunt o fire mai neliniștită și astfel am ales atletismul, un sport care mă ține oarecum în priză și am avut plăcuta surpriză să
să cresc în performanțe, începând cu acum 5 luni, când am început efectiv antrenamentele, puteam să merg cel mult un kilometru, după care, evident, începeam să gâfâi și să nu mai pot, pentru că nu mai alergasem de aproximativ 11 ani de la momentul accidentului. Continuând antrenamentele, am ajuns să cresc în intensitate și în cele din urmă am ajuns pe podium, cum ați văzut la Toronto. Revenim la competiție. Domnule colonel Anghelescu, cum a fost această experiență pentru dumneavoastră? Spuneați la început că obiectivul este ca niciun militar să nu se claseze ultimul. S-au întors 5 cu medalii din 15 și aproape toți în finale. Da, toți. Obiectivul a fost ca noi să ne prezentăm în mod rezonabil la acest proiect, care e un proiect de pionierat, precum știți, pentru partea română. Un proiect frumos, dar în egală măsură foarte, foarte complex. Am pornit de la zero în acest proiect și am ajuns, iată, destul de departe. Băieți, au fost peste așteptările mele, cinstit să vă spun. Eu estimam cam ceea ce s-a petrecut, dar au fost mult peste ceea ce estimam, atât ca și performanță sportivă, cât și eu știu, din perspectiva conduite pe care a avut-o în perioada de pregătire și acolo. Pentru că ați observat și dumneavoastră, au fost foarte multe activități complementare în care noi am avut și în care ei s-au întrebuințat, noi cu toții ne-am întrebuințat și acelea au decurs și ele foarte bine, au întâlnit cu comunitatea, au fost la școala românească din Toronto, au fost o seamă întreagă de activități propuse de organizator la care ne-am subscris și nu oricum. Cred că echipa României a fost o pată de culoare acolo, în peisajul acela destul de elitist. Inclusiv galeria. A fost remarcată de toată lumea. O pată de culoare și o galerie foarte pozitivă, foarte colorată, temperamentală. Era normal, ăsta era spiritul acolo, un spiritul acela extrem de deschis, de camaraderesc. Acolo ați văzut că era un amestec de competiție sportivă în sine, dar și de solidaritate cu cei care erau atât de afectați medical, încât în mod evident aveau nevoie de încurajare și să petrecea chestiunea aceasta. Revenind la băieții noștri, e de subliniat faptul că am avut cam toți au fost meritoși. Trebuie să judecăm prin comparație cu lista de înscriere. Am avut oameni care sunt mulți oameni pe locurile 5, 6, 7. Și au cumpărat peste 150 de sportivi. 5, 6, 7 din 23, din 45. Uitați, mitică Paraschiva are două locuri 5 la canotaj de sală. Dar două locuri 5 din 30 și ceva, 40 de participanți. Bida Ionel a intrat în finale. A câștigat două locuri 5 la spade și la braș. Era cel mai în vârstă de pe acolo, dacă ați observat. Era unii de seamă cu fata lui. Îmi spunea, și recuperat și în proporție asta, de 40% pentru doar asta după accident. A slăbit 17 kg și se vedea pe el. Deci e de precizat toată particularitatea aceasta a fiecăruia și, firește, nu e timp acum, dar eu am să o fac, fiindcă merită acești băieți să fie surprinși fiecare, așa cum au fost acolo, fiindcă fiecare au avut merite mai mari sau mai mici. Povestim pe larg, vă reamintesc, ne puteți urmări în direct pe paginile noastre de Facebook și pe interviuri.europafm.ro. Mulțumim, Anca, pentru acest interviu. Invitații Ancăi Grădinaru sunt trei dintre membrii echipei României la Jocurile Invictus și coordonatorul proiectului, colonelul Nicolae Anghelescu. Vă reamintesc că puteți urmări în direct pe paginile noastre de Facebook și pe interviuri.europafm.ro. O poveste unică despre voință și spirite puternice, scrisă cu ajutorul Dedeman. Dincolo de această participare, ce v-a emoționat cel mai mult? Cel mai mult m-a emoționat în momentul în care Laurențiu a câștigat prima medalie. Mă scuzi, tocmai vreau să spun că pe chiar mine personal m-a emoționat momentul în care tu ai venit și mi-ai oferit steagul. Acela a fost momentul. Deci am plâns pur și simplu. Pur și simplu am plâns. Și pentru că m-am bucurat enorm de mult pentru că am reușit, având tot timpul s-a spus că noi poate nu ne antrenăm, că nu. Și atunci pur și simplu am fost foarte bucuros pentru că în sfârșit a venit prima medalie și că am demonstrat că nu am mers acolo doar să ne plimbăm, am mers să facem ceva. Și m-am bucurat enorm de mult. A fost, deci pur și simplu am plâns. Am coborât de acolo, am plecat acolo de sus, deci am plâns. În momentul când a ieșit, am plâns. Și atunci am coborât jos și am zis, vreau să-i dau, eu să-i dau tricolorul, să fiu acolo jos. Deci nu a fost un moment pregătit dinainte. Am fost și eu în tribune, dar era mult mai sus.
Dumneavoastră ați coborât din tribună pe pistă și ați oferit drapelul, iar după ceremonie Laurențiu v-a oferit drapelul, vi l-a dat înapoi. Da, ăsta a fost momentul cel mai emoționant pentru mine, momentul în care colegul Ionuț Bătăi m-a așteptat jos în scaun cu rotile să duse o zi întreagă în soare, pentru că a fost caniculă, au fost temperaturi peste 35 de grade. În speranța că poate unul dintre noi membrii de la atletism, am fost trei colegi, vom realiza ceva. Și în momentul în care l-am văzut așteptându-mă cu drapelul, chiar a fost cel mai emoționant moment pentru mine. Asta am remarcat și eu, dumneavoastră aveți mari probleme de sănătate, nu vreau să vă readuc aminte despre cât de greu vă este, dar dumneavoastră a stat acolo 3 zile în soare, deși nu aveți voie. Știu, din punct de vedere medical. Știu, a stat în soare la peste 30 de grade. Așa am simțit, să fiu alături de camarazii mei, să fiu acolo, pentru că nu puteam să stau în hotel, pur și simplu nu puteam. Eu nu pot să stau, nu am stare, să zic așa. Și atunci și soția a fost de acord cu mine. Da, cum să mergem? Gata, mergem acolo, cum să mergem să-i susținem pe băieții. Deci nu, eu știu să zic că soția ceva, nu, din contră, a zis, gata, suntem acolo, prezenți. Soția vă însoțește permanent și vă ajută. Permanent și mă susține. A fost ca un membru al echipei. Da, totdeauna mă susține în ceea ce fac, îi place, că mie îmi place ceea ce fac și atunci totul este ok și în familie. Deci nu, chiar dacă ne-a fost greu, chiar dacă am o perioadă de antrenament în care ar trebui să vin singur la București, să stau singur. Dumneavoastră conduce singur mașina? Conduc singur mașina, pot să stau singur în cameră atât timp cât am acces la baie. Și poate uneori intram în cameră, uitam să-mi iau o sticlă de apă. Coboram rampa, mă duceam pe stradă, la magazin, nu am o sticlă de apă, ajungeam în cameră, uitam că n-am pâine. Iar du-te și ia pâine. Deci mi s-au întâmplat și chestiile acestea. Dar una peste alta, important este că, nu știu, am reușit să facem ceva acolo, am reușit să venim cu medalii, să nu venim cu mâna goală, cum se spune, și eu m-am bucurat extraordinar de mult pentru toți băieții, pentru că am simțit că, într-adevăr, și-au făcut, să zic așa, datoria. Eugen? Cele mai mari emoții le-am avut la o cursă de atletism, când un camarad a căzut fără ambele picioare cu proteze și am văzut un alt coleg care concura cu el, s-a oprit și l-a ridicat. Asta a fost cea mai mare emoție, care am văzut-o, că nu se pune bază pe medalii, nu conta locul, trebuia să-l ajute pe acel camarad. Atunci mi-am dat seama că trebuie aplaudați amândoi până la final. Asta a fost cel mai emoționant. Au fost și momente emoționante pregătite de organizatori. La ceremonia de deschidere, când ați mers, ați coborât din autocar, erau zeci, sute de persoane care v-au aplaudat. Și v-am întrebat pe unii dintre dumneavoastră și mi-ați spus că nu v-ați simțit niciodată așa și chiar și după ceremonia de deschidere, când ați fost aplaudați de peste 10-15 mii de oameni. Da, sunt niște oameni extraordinari, nu știu, și canadieni, mergeai pe stradă, pur și simplu în fața hotelului, în momentul când te vedeau că ai mai și câștigat, pur și simplu te aplaudau fără, și erau foarte încântați că ai reușit. Având probleme, ai reușit să ajungi acolo sus. Și, într-adevăr, a fost o bucurie pentru noi. Bineînțeles, și românii care au venit ne-au susținut, chiar ne-au încurajat totdeauna și i-am văzut fericiți că noi am fost acolo, prezenți, și erau fericiți pentru noi. Și într-adevăr, este foarte, foarte frumos când ești primit fără să te cunoască, cu atâtea aplauze și inclusiv poliția. Deci am fost pur și simplu ca niște vipuri. Ca niște vipuri. Erau motocicliștii, polițiști? Deci am avut deschis drumul? Autocar, 7 în față, 7 în spate. Deci, vi s-a întâmplat asta vreodată în țară? Bănuiesc că nu. Niciodată. Nici măcar la întoarcerea din misiune. Da. Vreau să vorbim un pic despre efectele sportului, pentru că toată lumea a apreciat că ați făcut niște eforturi foarte mari, nu mai aveți niciunul 20 de ani. Cum e să faci performanță în sport după ce ai fost rănit? Și mai ales la această intensitate, antrenamente zilnice. Îmi spuneați dumneavoastră că ați făcut... Nu, lăsă pe Laurențiu să spună, pentru el a fost mult mai greu, pentru că atletismul este un sport foarte greu.
Și ai concurat la toate probele? Am concurat la toate probele, 100, 200 de metri, 400, respectiv 1500 de metri, unde am câștigat și medalia de bronz. Despre efectele benefice să vorbim. Pot spune că după ce am început antrenamentele, am început să și un regim alimentar, că era nevoie pentru atletism și am reușit să scad în cele din urmă aproximativ 10 kg, lucru care m-a ajutat să, evident, să alerg mai repede, să fiu mai ușor pe pistă. Și evident, nu mai am 20 de ani, dar mă simt acum ca la 20 de ani, având aceste efecte benefice asupra mea. Recomandați sportul pentru oricine, oricând, acum. Bineînțeles. Bineînțeles. Ce alte efecte sunt, în afară de faptul că slăbești, că mănânci mai sănătos? Cum vă simțiți, dincolo de faptul că sunteți mai ușori? Tensiunea sanguină mi-a revenit la normal. Eram ușor hipertensiv. Întotdeauna când am făcut vizitele medicale în ultimii 5 ani, aveam o ușoară hipertensiune. Acum totul a revenit la normal. Deci recomand fără rezerve sportul oricărei persoane care efectiv are sau să-și facă un pic de timp să facă sport, măcar de 2 ori pe săptămână. Vă rog. Nu recomanzi sportul? Da. Ba da. Sincer, în legătură cu sportul, ar recomanda oricui, mai ales soției mele, care nu este nici pe departe, nici măcar la sală nu vrea să meargă. O singură dată a mers la sală și dat un s-a lăsat. Nu s-a molipsit acum? Nu. Nu, și a făcut doar abonament. E un pas. Sper să mă asculte, să meargă la sală, să ne facem amândoi un program și eu vreau ca anul acesta să merg și la disciplina powerlifting. Sper să și reușesc acolo. Dormiți mai bine? Sunteți mai optimiști? Da, de... să știți, aveam și probleme cu somnul înainte. Acum pot să spun că la ora 10 maxim adorm. Chiar și acum când am venit din Canada, n-am nicio problemă cu fusul orar. Tu având probleme în urma accidentului, problemele cu somnul. Da, 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 în urma accidentului am avut probleme cu somnul și cred că era și foarte odihnit. Nu făceam prea multe lucruri acasă, să spun așa. Doar mergeam la muncă, de la muncă ajungeam acasă, așteptam soția și atât. Nu aveam un alt program după muncă. Acum, de când am început antrenamentele anul acesta, merg la antrenament și dimineața și seara. Și ajung acasă și sunt foarte obosit. Tu ai probleme mari la picioare pentru că ai fost afectat, ai rămas fără o parte din mușchi și nervii au fost afectați de la picioare. Poți să stai atâtea ore în picioare la antrenamente fără să ai probleme? Da, stau. Cum reziști? În jur de adrenalina mă ține în picioare cel mai mult și de fiecare dată când mă întorc de la țintă, mai ales de la distanță de 70 de metri, tot vreau să avansez în sportul acesta și mă îndeamnă, să spun așa, trebuie să avansez, să dobor recordul. Și bineînțeles, din jumătate în jumătate de oră iau pauză, am rămas fără o parte din mușchii de la gambe, am probleme cu nervul sciatic la piciorul stâng, timpanul spart, dar nu este nicio problemă. După ce am văzut acolo oameni fără mâini și fără picioare care alergau. Sau care notau. Sau care notau cu o singură mână. Deci, de ce nu? Și, Laurențiu, tu spuneai că după ce ai văzut la Toronto, consider că nu mai ai nimic, deși ai proteze la piciorul drept. Da, am văzut oameni, cum spunea colegul Eugen, a fost un sportiv britanic care avea doar o mână. L-am văzut la proba de not când își scosese protezele și efectiv se tăra pe sol într-o mână ca să ajungă la, în capătul bazinului. Și efectiv văzând pe oamenii ăștia cu asemenea probleme, eu chiar nu am nicio problemă. Adică am un picior de lemn, să zic, dar în rest nu am nicio problemă. Ionuț, tu ai fost arbitru de fotbal. Am aflat asta din reportaje deja, o spunem pentru cei care nu au apucat să asculte aceste reportaje de la Lumea, da, Europa FM, le găsesc pe site, de, poveștile. Da, de, la județ, să spun așa, în campionatele județene, urma să promovez mai departe, dar, din păcate, accidentul nu s-a mai putut. Aș fi vrut să continui ca observator, dar implicându-mă în acest proiect, din păcate, nu mai este timp pentru așa ceva. Pentru că acum, într-adevăr, vreau să mai concurez la încă o probă,
atletism, alergat în cărucior. Consider că mă ajută foarte mult pentru brațe, pentru că am probleme foarte mari cu umerii, cu ambii umeri. Și am observat că dacă fac mișcarea sub umăr, să spun așa, este destul de ok pentru mine. Dacă o fac mai sus, am încercat powerlifting-ul și ar trebui să mă opresc pentru că aveam dureri foarte mari de umeri. Deci perseverați. Mergeți mai departe. Da, este timp. Eu am zis că decât să, acele 4 zile la început să stai, mai bine de ce să nu mai concurzi la un cuprobă. Inițiatorul acestor jocuri, prințul Harry, spunea la ceremonia de închidere a jocurilor Invictus că vă roagă, speră, ca după ce vă întoarceți acasă, să nu vă mulțumiți cu această experiență extraordinară în care, într-adevăr, toată lumea a vrut să vă facă să vă simțiți ca niște vipuri și spuneți că așa v-ați simțit, deci au atins obiectivul, vă ruga să vă implicați în orice fel de proiect care să ducă la o schimbare cât de mică. Și încerc să-l citez acum, fie că e vorba de reîntâlnirea cu un vechi prieten cu care nu v-ați văzut de mult, fie că e vorba de un proiect civic acasă. V-au dat de gândit aceste vorbe? Da, eu sunt deschis la orice proiect, la orice chestie, pentru că mi se pare normal să promovăm, nu, să le implementăm oamenilor să facă sport. Inclusiv copiilor, pentru că copiii în ziua de astăzi mai mult stau pe telefon decât să facă un sport. Le este foarte greu să facă un sport. Și eu zic că aș cât mai multe activități, cu atât chiar domnul colonel propunea să facem o tabără de copii la Câmpul Lung și să inițiem în tirul cu arc. Am zis că sunt deschis. Chiar voi chema încă un prieten care are și bază materială și împreună și cu Eugen și mai, ne strângem mai mult și eu zic că putem face un lucru foarte frumos la Câmpul Lung. Eugen ne-a spus nu are copii încă, momentan. Dar că așa, îi plac foarte mult copiii. Are timp să ocupe de alți copii. Așa. Are încă timp. Care este planul, domnul colonel? Sunt mai multe planuri. Sunt mai multe planuri, dar un plan mai vechi al nostru, prin Asociația Camarazii, este de a dezvolta un centru sportiv recreativ, profilat pe cercetășie, un soi de tabără, dar altcumva decât taberele consacrate, zona Câmpul Lung. E o zonă frumoasă, într-un punct de stație din care se poate merge în drumeții, să se poate merge și aproape și de pârtia de schi din proximitate. Se întâmplă să avem mai mulți oameni din Câmpul Lung aici. Este Ionuț Butoi, mai este și Irinel Matei și Costi Strălnicianu este din zonă și vrem să luăm un spațiu de la primăria din Câmpul Lung, avem acest drept, fiind de utilitate publică, chiar ne-a promis domnul primar că ne va da un spațiu adecvat pentru chestiunea aceasta și dacă nu o să-l găsim acolo, o să-l cumpărăm, avem potențial financiar, să-l amanajăm ca atare și mai departe să putem chema copiii personalului armatei și nu numai, și ai prietenilor personalului armatei să vină acolo în tabere de cercetășie și un băiat ca Ionuț Butoi, de exemplu, poate acolo să-i învețe să tragă cu arcul, un băiat ca Irinel Matei poate să-i acompanieze cu mountain bike-ul pe cărări de munte și tot așa. Ciclist. Da. Vreau să vorbim un pic despre cum ați reușit să organizați acest proiect. A fost dificil. Îmi spuneați în interviul pe care ni l-ați acordat înainte de începerea jocurilor că ați avut parte și de dezamăgiri. Ați avut un buget de peste 100.000 de euro, acesta a fost necesarul, undeva între 100 și 150.000 de euro, că a fost greu să strângeți acești bani și că solicitărilor de finanțare, de sponsorizare, ați primit răspunsuri care v-au dezamăgit. Că ați trimis 80 de scrisori unor instituții publice și private și doar 5% dintre managerii acestor instituții v-au răspuns. Doar 5%. Da, n-aș vrea să dezvolt foarte mult pe tema aceasta, după cum am spus și prima dată, privim în prezent și în viitor, trecem într-o altă etapă. Asta e o experiență, pur și simplu. M-am convins de faptul că partea informală este, în România cel puțin, mult mai eficientă decât partea formală. Noi scrisorile acelea nu le-am trimis pur și simplu așa câine sur la vânătoare, le-am urmărit, le-am monitorizat, am dat telefon acolo, n-am să insist foarte mult aici. Asta Dar este de și... ce credeți? Bănuiesc că lucrurile se vor schimba acum, după acest succes. Eu cred că este un amestec. Pe de o parte, noi nu avem o cultură
Probabil că e o cultură incipientă la proiecte de tipul acesta. Asta e un proiect atipic. Nu e nici sport de înaltă performanță, nu este nici educație fizică militară. Este un amestec de omenie cu sport, cu, eu știu, coeziune socială în jurul unei cauze, cu o conotație națională, să ne înțelegem, că acolo era steagul României. Tocmai asta explicam în scrisorile acelea 80 de care vă spuneam. Probabil că încă nu există o percepție așa cum ar trebui să fie pentru un proiect de pionierat pentru România. În timp, lucrurile se vor sedimenta. După acest proiect reușit și după popularitatea lui foarte bună pe care ați făcut-o dumneavoastră din mass media și pe care o să o facem și noi mai departe, o să mergem pe la unități și mari unități în perioada următoare, sunt convins că lucrurile se vor schimba. Firește, nu putem arde etapele, se vor schimba în timp. Iertați-mă, la anul va sunați cineva dintre cei cărora le-ați trimis scrisori, va suna cineva în această săptămână? Nu m-a sunat niciunul, nu. Și din potrivă, noi o să trimitem scrisori de mulțumire chiar săptămâna viitoare din partea domnului ministru, a șefului statului major general, sau poate semnate chiar de ei, cum au fost scrisurile inițiale, acelea de cerințele, că au fost semnate de dâns și de răniți au fost semnate, tocmai pentru a fi mai persuasive. O să le trimite scrisurile mulțumirii celor care s-au implicat. E bine că au fost persoane fizice și juridice care s-au implicat și o spuneam și în intervențiile mele din zilele trecute, nu doar au bifat, nu s-au implicat formal, am simțit că s-au implicat sufletește și că au avut o empatie totală sau quasi totală cu acest proiect. Și vreau să le mulțumesc pe această cale. Cu 4 ONG-uri și cu 4-5 instituții mass media am reușit să ducem foarte bine la cap acest proiect. Vă propuneți pentru ediția următoare o participare mai amplă? Firește că noi ne propunem o participare mai amplă, suntem legați însă de anvelopa pe care ne vor transmite organizatorii. Știți că acum am avut o anvelopă de 15 sportivi. Fiind organizatorii la prima participare, au spus, asta e regula. În Australia, România va fi națiune de bază. Vom avea o anvelopă mai mare. Acum au 15 sportivi, 30 de friends and family și 3 persoane în stafful tehnic. Fiind la prima participare, asta e regula. În Australia deja am discutat acolo, pentru că era prezent și managerul general din Australia, pentru a lua un feedback de aici, și am discutat de vreo 2-3 ori cu dânsul. Mi-a spus că, în mod cert, vom avea o anvelopă mai mare, o estimăm noi undeva la 25 de persoane, ar fi foarte bine să fie așa, cine știe, poate chiar mai mare, ca referință Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, ați văzut că au avut 90 de sportivi, deci de 6 ori mai mult decât noi. Nu avem pretenția asta, fiindcă și numărul răniților sunt mai multe criterii, firește. Da, e mult mai mare. La 25 ar fi mulțumitor. Am putea și noi în sfârșit să configurăm și echipe pentru sporturile de echipă, ceea ce acum nu prea ne-am permis, fiindcă nu aveam de unde să configurăm. Și am putea să facem 2 echipe de arc compound, pentru că noi avem băieți care trag destul de bine și nu au putut să încapă în dimensiunea aceasta care ne-a fost dată. Am putea să facem o echipă de arc olimpic, ceea ce e de dorit, astfel încât Eugen Pătru să... Eugen spunea... S-a înfocit o echipă. Să concurezi și alături de echipă. Și de asemenea, din discuțiile cu managerul general australian, ne-a promis că până în decembrie ne va comunica această anvelopă și l-am rugat să accepte să-i trimitem niște propuneri de îmbunătățire a regulamentelor de competiție, pentru că au fost acolo niște probleme, le-a sesizat poate și dumneavoastră. Am sesizat și au sesizat și sportivii, pentru că nu a fost făcută o separare foarte clară a răniților. Au concurat la atletism militar. E chiar la Orențiu, suportă pasivul aceste chestii. Povestește-ne tu, te rog. Da. Nu aș vrea să comentez sau să insist prea mult asupra acestui fapt. Cert este că la categoria mea de participare la atletism, respectiv amputație sub genunchi, au fost și sportivi fără amputație, numai că acești sportivi teoretic aveau o gleznă disfuncțională, cu o orteză care să o susțină, numai că am observat zilele ulterioare la alte probe că erau oarecum întregi. N-aș vrea să arunc o vină sau să spun că ar fi o problemă, numai că frumos ar fi să se facă o separare clară asupra viitoarelor ediții ale concursului,
respectiv ai amputație sub genunchi, particip la acea categorie. Nu ai sau ai o gleznă blocată, să se facă o categorie separată. Vom vedea cum se va întâmpla. Asta a remarcat chiar și cel care te-a învins pe tine la 100 și 200 de metri și care spunea despre Laurențiu că prea multe probe. Nu se face așa ceva în niciun sport să alergi la 4 probe. 4 probe, dar a luat rugurile 3, 4, 5 și 6, să ne înțelegem. Da. El, nu? Astea sunt 3, 4, da. 5 și 6. Adică a fost în primul sfert la toate, sau cam așa ar veni, nu? Față de numărul de participanți înscriși. Sportivul de care vorbeați și are mai multă experiență, probabil că a participat și la edițiile anterioare și a știut să se limiteze. A fost o americană, dar a participat așa la multe. Da, în scaun cu rotile. Nu, da, și avea amputație tot așa la picior. Da. Ea și cu tine ați participat. A fost o problemă la powerlifting. Și băieții noștri au avut acolo o dezamăgire îndreptățită. Haltere. Da, la haltere, da. Acolo au trebuit să concureze, e o marjă foarte mare, de la 72 la 97 kg, 25 de kilograme. Din capul locului, cei care au către partea de jos sunt dezavantajați și nu prea au șanse să... Chiar și așa, Ciprian Iriciuc a obținut medalia de bronz, și Dumitru Paraschiva, cum spuneați, e bolon de haltere acum, dincolo, da. Și aici o să propunem să fie splitate, să fie departajate, să se facă vreo 3 categorii în aceste 25 de kilometri, 3-4 categorii, de ce nu? După criteriile de la halterele clasice, astfel încât și băieții noștri, care acum nu trebuie să îngrașe ei să ajungă la 92 de kilograme, de la 78-80 câte au, ci trebuie să concureze într-o categorie adecvată greutăților, că altfel ar fi câștigat acolo, cel puțin Nicu Grigore, dar și Eugen Mănălil ar fi câștigat dacă nu se petrecea chestia asta. Vreau să vă întreb un alt lucru acum. Pentru majoritatea dintre dumneavoastră, dintre membrii lotului, a fost prima misiune importantă după accident. V-am întrebat înainte, toți mi-a spus că luați această competiție ca pe o misiune. Cum a fost să plecați din nou cu echipa, cu mulți camarazi în jur, în misiune? Chiar dacă a fost o competiție sportivă. Toți vă doriți să plecați din nou în misiune, chiar și răniți. Și vizați sau sperați la modificarea legislației. Da, așa este. Nu știu, a fost o onoare pentru noi să reprezentăm din nou România. Și am făcut-o cu, eu zic, cu cinste și onoare. Și așa o vom face mereu, cel puțin. Eu sper să prin lotul României de paralimpic la tir cu arcul să pot concura și acolo și poate cine știe să aud imnul, pentru că la Jocurile Invictus nu se cântă imnul. Asta poate vă va determina să mergeți și în alte competiții de alt tip? Da, normal ar trebui să fiu cooptat în lotul național paralimpic la tir cu arcul. Vă doriți asta? Îmi doresc foarte mult. Vă rog. Cel puțin am mai avut o dată onoarea de a reprezenta România la jocuri, la tir cu arcul, și am reprezentat echipa cu Ionuț, cu Dorin Petruț, cu domnul colonel Pegulescu, cu domnul plutonier Emil Cojocaru în Franța, unde am auzit imnul. A fost un campionat militar. Da. Și chiar ne-a dat o satisfacție după acel campionat militar. Am fost întrebat de un camarad american dacă o să ne vedem și la anul, la CIS, la campionatul militar. Sper să ne vedem. În Franța tu ai luat aur. Da. Da. El a fost revelat acolo. L-a luat argintul cu echipa, iar la individual locul 5, pentru că la momentul respectiv erau niște probleme cu arcul. Într-adevăr s-au văzut că așa a fost. Nu vreau să-mi aduc aminte de acea perioadă. A fost o perioadă mai grea pentru mine. Important este că ne-a revenit așa cu toții și unii ne-am dat seama de anumite greșeli. Important e că am mers înainte. Pentru mine, evident, am considerat o misiune, pentru că am concurat sub drapelul național, sub culorile noastre, și am fost primiți din nou, când am venit în țară, am fost primiți de la aeroport de ministrul apărării naționale, șeful statului major general. Care au fost și la Toronto. Au fost și la Toronto și în prima zi de competiție. Da, și ne-au vizitat și ne-au susținut. De asemenea, înainte de a pleca,
Am mers la președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, care ne-a oferit și un drapel cu care, sau sub culorile căruia să concurăm. Și am avut o susținere din partea societății civile, instituțiilor mass media, ONG-urilor, cărora le mulțumesc, fără de care nu am fi ajuns acolo. Contează, pentru că specificul acestei competiții este să ne finanțăm din donații și sponsorizări. Deci nu neapărat sponsorizare sau finanțare de la un bugetul instituției militare. Și fără aceste finanțări nu am fi reușit să mergem acolo, nu am fi reușit să ne cumpărăm echipamentele, bicicletele, protezele, arcurile și toate lucrurile care ne-au fost echipament de pe noi și toate lucrurile care ne-au fost utile și necesare la competiție. S-au strâns greu banii, dar până la urmă s-au strâns și ați putut merge. Domnule colonel, îmi spuneați că deja sunt inițiate modificări ale legislației în vigoare, astfel încât organizarea pe viitor să fie mai simplă. Să nu vă mai chinuiți atât să găsiți tot felul de soluții, de artificii. Despre ce e vorba? Despre această primă modificare? Despre unele modificări cunoașteți, pentru că atunci când noi eram în avion sau când am coborât de la Notopeni, am aflat de ele. S-a modificat cadrul normativ deja doar în privința premiilor, astfel încât premiile pentru această competiție să fie eligibile și să fie comparabile cu cele ale sportivilor din loturile naționale și olimpice. O să inițiem demersuri pentru a face tot ce se poate ca acest proiect atipic, care nu se pliază nici pe legislația sportului de înaltă performanță, nici pe legislația care guvernează educația fizică militară și nici pe legislația paralimpică, deocamdată, să-l facem astfel încât să poată fi îmbrăcat într-un cadru instituțional, juridic și financiar și să poată să funcționeze și autonom, să nu mai fie dependent de finanțări exterioare. În egală măsură, nu trebuie încorsetat doar în finanțare publică, pentru că, după cum Laurențiu spunea mai devreme, acest proiect este conceput în filozofia de a da expresie recunoștinței pe care societatea civilă o datorează și probabil că dorește să o îndrepte către militare care și-au servit țara sub drapel, securizându-le lor viața socială și profesională în respectivele țări. Ori această recunoștință, dincolo de latura ei morală, pe dimensiunea financiară, se poate concretiza prin finanțările pe care ONG-urile sau persoanele fizice pur și simplu le aduc către acest proiect. Deci trebuie lăsată o cale deschisă pentru a nu deforma filozofia proiectului. Mizăm pe faptul că vom realiza într-un tot scurt timp, asta însemnând vreo 2 luni de zile, în toamna acestui an, atât configurarea cadrului instituțional, juridic, financiar, cât și coagularea unor energii ale societății civile, astfel încât să, deja în luna ianuarie, când reluăm partea de miez a proiectului, antrenamentele și dotarea, să avem pe ce să ne bazăm și nu să fim într-o continuă căutare, cum a fost în ediția aceasta. Și să aveți și medic și nutriționist. Sunt lucruri care au lipsit esențiale. N-ar fi fost. Au fost, dar am fost legați de infrastructura și de personalul Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Tocmai asta dorim. Eu gândesc și o spun asta sub rezerva aprobării de către factul de decizie, configurarea unui centru de pregătire sportivă și recuperare, denumit chiar Invictus, care să fie satelitar Clubului Steaua ca locație, dar și ca funcționalitate, dar să fie finanțat autonom, cu buget propriu care nu este extraordinar de mare, v-am spus, 150-200.000 de euro, presupunând că o să avem 25 și nu 15 competitori. Deja avem o dotare, acum mai pornim de la zero. Și să aveți personalul necesar. Și să aibă personalul necesar, firește că nu poți la un centru micuț să nu e, din perspectiva managementului nu e corect să-ți aduci tu toate celelalte la nivel de înaltă specializare. Normal că vom externaliza anumite servicii. Dacă la Clubul Steaua există un cabinet medical foarte bun, normal că îl vom folosi pe acela. Dar și în interior aici să avem un element de interfață, un medic, și să stea intact cu acești
cu acești sportivi. O altă problemă a fost faptul că marea majoritate a militarilor, nefiind din București, au stat departe de familii foarte mult și ne-au spus nouă direct dacă pentru edițiile următoare nu se găsește o soluție să stea mai mult cu familiile și copiii nu mai pot participa. Nu își pot permite să mai stea încă un an departe de copii, adică chiar și pentru o competiție sportivă i-au făcut sacrificii foarte mari. Da, le-au făcut, într-adevăr. Le-au făcut și le mulțumesc pe această cale, mă aud probabil acum o parte dintre sau toți. Am găsit soluții până la urmă, nu o să detaliem cum. Firește că nu o să putem aduce familiile aici și nici ei nu pot face sporturile astea la care sunt înscriși sau se vor înscrie, că probabil vor fi mai mult de 6 discipline pentru cea următoare, acolo, nu știu, la Câmpul Lung, la Bistrița, la Constanța, de pe unde sunt fiecare. Vom găsi o cale astfel încât să rezolvăm atât cât se poate și partea de relație cu familia și partea de relație cu sportul. În concluzie, vă întreb, e o viață nouă pentru dumneavoastră? Vă priește? Vă place? Vreți să o continuați? Și cum arată viața asta nouă? Mi-ați spus la început un pic. Sau vreți să vă întoarceți la unități și să rămâneți doar militari? No, eu zic că ne place ceea ce facem. Suntem, mai ales când ai și satisfacția de a câștiga. Și decât să stai într-un birou, mai bine prefer să faci sport. Eu așa consider. Cu toate că este destul de greu, dar eu zic că vor fi soluții și va fi din ce în ce mai bine și atunci ne putem antrena în liniște. E o viață mai bună decât cea pe care ați avut-o înainte de începerea pregătirilor pentru Invictus? Mai bună, depinde. Vă simțiți mai bine acum? Da, exact. Ne simțim mai bine, dar dacă întrebăm familia, vă zice că nu. Pentru că stați departe, mă rog. Exact. Eu anul acesta o să încerc să le fac pe amândouă, și cu sportul și cu unitatea militară. Din punctul acesta de vedere, sunt din București. Unitatea militară este chiar lângă clubul Steaua, deci nu m-ar încurca nimic. O să încerc să stau 4 ore la program și 4 ore la antrenament. O să reduc cel puțin pe timp de iarnă chestia aceasta. Din punctul de vedere, dacă mă simt mai bine, da, al sănătății chiar sunt mult mai bine față de anii anteriori. Acum trebuie să fiu răcit cu schimbările de vreme, dar n-am nicio problemă momentan. Să vedem ce o să iasă anul acesta. Eu am trăit în spiritul Invictus încă de la momentul accidentului, de acum în special. Am continuat să fac sport, evident la același nivel de intensitate, dar mi-am păstrat o viață activă. Nu știu dacă voi mai continua pe viitor cu proiectul Invictus, întrucât am alte proiecte profesionale și dacă se vor rezolva într-un anumit sens, probabil că anul viitor nu voi mai fi în proiect. Tu sperând să pleci din nou o misiune lungă? Lungă, 6 luni. Aș vrea să fiu primul militar. Pentru civil e lungă. Aș vrea să fiu primul militar din Armata României care merge din nou într-o misiune, evident pe o funcție compatibilă cu invaliditatea pe care o am. Să reprezint din nou țara în condițiile de acolo și după aceea aș putea continua cu proiectul Invictus. Momentan mă voi întoarce la unitate pentru că perioada asta de 5-6 luni cât am fost plecat în cantonamente, alți colegi au trebuit să mă susțină să facă efectiv treaba mea și le mulțumesc pe această cale și ce va fi pe viitor, voi vedea. Vă rog! În concluzie, aveți ultimul cuvânt. În concluzie. Care a fost lecția principală pe care ați învățat-o dumneavoastră, nu neapărat ca manager, pe care ați învățat-o după ce ați coordonat toți acești militari și ați pus pe picioare un proiect nou, absolut extraordinar. Am învățat să, deși făceam lucrul ăsta și înainte, am exersat mai mult acum și am învățat să mă pun în rol, să mă pun în locul lui Ionuț Butoi, să-mi închipui ce simte el când își face atâtea probleme atunci când se duce într-o locație nouă, ce e mintea lui și să-mi explic de ce are nevoie de ajutor prin sport și nu numai prin sport, să fim mai aproape de el decât de un om normal. Am încercat să mă pun în locul lui Eugen Pătru și să văd ce-o fi în sufletul lui după ce ai și pe locul 7 din 30 și câți au fost acolo, 32, dar
l-a bătut un campion ucrainean și o rafală de vânt care l-a tot înervat pe acolo. Am încercat să mă pun în sufletul lui Mitică Paraschiva, care îmi tot spunea așa, ardelenește și molcom cum vorbește, domnul, dar cu fetițele mele eu ce mai fac, trebuie să mă duc acasă. Are două și... fetițe care merge la medic. Astea sunt experiențe, eu îi cunosc pe ei de foarte multe vreme, practic de când s-au accidentat fiecare, sunt experiențe noi care se adaugă celor pe care le știam pe partea lor socio-medicală, profesională. Sunt foarte multe nuanțe aici, nu avem timp să le detaliem, noi le cam știm între noi. E de înțeles că ei trebuie să nu se deprofesionalizeze, trebuie găsit o formulă de echilibru aici, specifică fiecare. Laurențiu e ofițer, trebuie să-și vadă, are un serviciu mai complex, trebuie să se aplece mai mult pe chestia asta. Fiecare trebuie să mențină contactul cu unitatea și vor avea 3 luni de zile acum, dincolo de recuperări, de concedii, vor mai merge și la unitate să ia contact cu locul lor de muncă de acolo și cu colegii de acolo. Ca sport, pentru mine, eu eram deja convins că sportul este un panaceu universal, un soi de panaceu universal, pentru că simt și eu asta, după ce joc 3 ore de tenis, sunt cel mai bun băiat de pe pământ. Fac toate treburile pe care nu le-am făcut până atunci și care mă enervau. Le fac și bine și cu plăcere. Dar văzându-i pe ei cât de mult s-au schimbat, pentru că ei nu-și dau seama, eu îmi dau seama mai bine cât de mult s-au schimbat, realizez faptul că acest proiect cu deviza lui de bază, I am the master of my fate, I am the captain of my soul, este un proiect extraordinar, extrem de bine gândit de Prințul Harry și echipa dânsului, extrem de rafinat și altcumva decât alte proiecte sportive sau sociale pe care le-am văzut până acum. Și cred în destinul acestui proiect. Și apropo care, de destin, de da, fate-ul din mesaj. Care tinde să devină acest proiect global, pentru că la următoarele ediții planul este să fie cât mai multe țări invitate. Acum au fost 17. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la interviurile Europa FM. Am început acest sezon cu dumneavoastră. Felicitări pentru rezultate și mult succes! Mulțumim pentru sprijin și pentru invitație!